România interbelică a avut o pleiadă de cărturari, foarte mulți oameni deștepți și pregătiți, care citeau teologie, filozofie, care au preocupați de metafizică și de simbolism. În Transilvania l-am avut pe Lucian Blaga, cel care era impresionat de caracterul sofianic al bisericii răsăritene, transcendentul care se pogoară, fiind diferit de arhitectura gotică a experienței sacrale în Occident. Constantin Brâncuș, el însuși n-a putut face abstracție de tema rugăciunii sau de imaginea mesei euharistice. În domeniul literaturii, Vasile Voiculescu și-a compus poezia prin recurs la splendorile misticele imnografiei patristice. Mircea Eliade, profesorul de istoria religiilor care a descoperit creștinismul cosmic, este și el o voce esențială a acestei românii interbelice. A fost o generație marcată de experiența primului război mondial. A fost o generație care a căutat să împace exigența universalității spiritului cu particularitatea tradiției ortodoxe. Specificul etnic trebuia tradus într-un limbaj relevant pentru tot ceea ce însemna europenitate. Și aici intervine vocea părintelui Stăniloae. Admirat în cercurile cosmopolite și iubit ca părinte spiritual, Dumitru Stăniloae n-a refuzat întâlnirea cu literatura apuseană, cu personaje precum Sherlock Holmes sau cu, de ce nu, neliniștile lui Emil Cioran. După mărturiile contemporanilor săi, acest preot degaja o umilință cinstită, rostind adevăruri grave în cuvinte simple, fără emfază. Deși detașat față de viața cotidiană, părintele filocaliei românești a fost relevant pentru generații întregi de umaniști, de artiști, de oameni de știință din tot spectrul confesional. Să nu uităm că părintele Stăniloae a stârnit admirația anglicanului Donald Olchin, a teologului luteran Jürgen Moltmann, dând pretutinde în mărturie despre o viață trăită în duh și adevăr. S-a dovedit mereu destoinic să învețe pe alții, traversând cu ușurință culoarele intermediare dintre biserică și universitate. S-a născut la Vlădeni, în 16 noiembrie 1903, în regiunea Codlea, de la poalele munților Carpați. A fost mezinul unei familii de țărani cu cernici, Irimie și Rebecca Stăniloae. Din copilărie, Dumitru a înțeles greutățile creșterii a 5 copii într-o familie săracă, marcată de limitele economiei agrare. Educația de bază a primit-o la liceul faimos, de altfel, Andrei Șaguna, de sub Tâmpa. Atunci, orele la clasă erau guvernate de principiile spartane ale pedagogiei germanice. De la Titu Maiorescu până la Onisifor Ghibu, școala românească n-a dus lipsă de călăuze luminate. Odinioară, scopul principal al studiului era educarea minții și pregătirea morală a tânărului pentru întreaga viață. În numeroase orașe, dascăl pricepuți începuseră o carieră la liceu. În 1918, Dumitru Stăniloae era deja un adolescent sclipitor care a primit cu siguranță bucuros vestea unirii tuturor provinciilor românești. Prin eliberarea Bucovinei de Nord, tânărul brașovean s-a orientat rapid către Universitatea din Cernăuți, unde a ajuns în 1922. A fost însă dezamăgit de metodele scolastice de predare a teologiei din fosta provincie austriacă. Părintele Stăniloae s-a înscris atunci la Facultatea de Litere a Universității București. La recomandarea lui Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului în acel moment, care s-a născut și el în 1882 și care s-a stins în 1955, părintele Stăniloae și-a terminat studiile teologice în ciuda ambientului neprielnic. A absolvit facultatea cu o disertație despre botezul copiilor în tradiția bisericii primare. La scurt timp, Stăniloae a primit și mai multe burse pentru cercetarea post-universitară desfășurată la Atena, la München, unde a și participat la cursurile bizantinologului August Heisenberg, a fost la Belgrad, a fost la Paris și în cele din urmă la Istanbul, în căutarea de manuscrise. Aceste călătorii au fost întrerupte de scurte vizite în țară, unde autoritățile ecleziastice l-au cooptat deja pentru împrospătarea educației teologice a preoților. În 1928, părintele Stăniloae și-a primit titlul de doctor cu o teză despre viața și activitatea patriarhului Dositei al Ierusalimului. Ajutat de acest parcurs internațional, părintele Dumitru Stăniloae și-a dezvoltat și și-a rafinat instrumentele de cercetare,
precum limbile vechi, ebraica, greaca sau latina, dar și cunoștințele temeinice de limbă germană, franceză, engleză, rusă sau chiar neogreacă. Începutul anilor 30 îl surprind pe tânărul Stăniloae citind cu pasiune și cu riguroasă disciplină intelectuală textele marilor teologi ai Europei, de la Karl Barth, protestantul care a respins doctrina analogia entis, până la Emil Brunner sau Hans Urs von Balthasar, catolicul preocupat de reîntoarcerea la resurse. Revirimentul școlii neotomiste din Franța primea deci o replică atunci, în perioada respectivă, din partea unor intelectuali precum Jean Danielou, cel care prin La Nouvelle Théologie cerea reîntoarcerea bisericii la izvoare, sau Henri de Lubac. Chiar dacă admira calea cea strâmtă a sihaștrilor, Dumitru Stăniloae a ales condiția de teolog al cetății. S-a căsătorit în 1930, iar mai târziu a devenit diacon și apoi preot la Sibiu. Înaintea celui de-al doilea război mondial, părintele Stăniloae s-a dedicat unei prodigioase cercetări teologice și istorice, dar și unei intense activități gazetărești de popularizare a credinței creștine. N-a fost un intelectual public în sensul asumat de Naionescu sau de Nichifor Crainic, dar textele sale din Telegraful Român, o publicație bisericească cu o circulație mai ales în mediul eclezial, au marcat conștiința preoților ortodoxi, mai ales din Ardeal. Poate i-a lipsit părintelui Stăniloae un mentor cu personalitate, deși a fost mereu înconjurat de prieteni, gândiți-vă la istoricul Ioan Lupaș, și de adversari, mă gândesc aici la juristul Liviu Stan. Prin demersurile sale apologetice, Dumitru Stăniloae s-a impus ca o voce proaspătă, capabilă să pună în dialog reflecția filozofică a lui Martin Heidegger, preocupat de angoasele existenței moderne, Ludwig Binswanger, logoterapeutul, sau Gabriel Marcel, eseist catolic, fascinat de experiența iubirii. Cu toate aceste figuri, Stăniloae a dialogat pentru a reintegra marile teme ale părinților bisericești. Tema infinitului, tema păcatului, tema vinovăției, problematica transformării personale, chestiunea legământului cu Dumnezeu. Toate acestea au făcut parte din reflecția unui teolog ortodox care a conversat și a dialogat permanent cu cei din apus. Către mijlocul anilor 1930, principala preocupare a profesorului Stăniloae de această dată a fost legată de opera unui episcop ortodox și mistic atonit, Sfântul Grigorie Palama. După ce a consultat în original manuscrisele mai multor biblioteci bizantine, părintele Stăniloae a prezentat publicului român viața și opera acestui mistic din Tesalonic, într-o monografie publicată în 1938, construită pe o schemă hermeneutică relativ simplă, poate chiar simplistă, opoziția vest-est. Încercarea teologiei tomiste de a integra metafizica aristotelică într-un corpus doctrinar s-a aflat, din perspectiva părintelui Stăniloae, la antipozii revelației biblice, care afirmă nemijlocita prezență a Duhului lui Dumnezeu în viața omului pocăit, botezat, curățit și luminat. Există o justificare pentru asemenea lectură, repet, o antiteză radicală între vest și est? Poate că da, pentru că istoria creștinismului oriental s-a scris, totuși, ca și spectaculoasa mișcare evanghelică a timpurilor moderne, fără ajutorul categoriilor filozofice grecești. Există un creștinism care nu s-a lăsat fecundat de elenism. Preocupările lui Grigorie Palama nu se confundă în niciun fel cu reflecțiile unor umaniști ca Dante sau Petrarca. Cititor asidu al Sfintelor Scripturi, al părinților capadocieni, al operei areopagitice, al Sfântului Ioan Damaschinus sau al Sfântului Maxim Mărturisitorul, arhiepiscopul din Tesalonic a pledat pentru redescoperirea experienței primordiale a credinței. Și care este aceasta? Este experiența vederii lui Dumnezeu. Arhiepiscopul, repet, care a fost îndrăgostit de rugăciunea isihastă, de rugăciunea curată, de tematica liniștirii și, sigur, problematica unirii mai presus de minte a sufletului cu Dumnezeu, a contemplat el însuși lumina slavei negrăite, cea pe care Hristos a oferit-o pe muntele Taborului apostolilor săi. Prin descoperirea acestei mistici a luminii, în tratatele călugărilor isihaști, părintele Stăniloae s-a scuturat de orice admirație excesivă față de realizările strict intelectuale și pe locuri neputincioase ale scolasticii medievale și, bineînțeles, ale iluminismului târziu. Ceea ce conta pentru părintele Stăniloae
era experiența cercetării Harului, indiferent de pregătirea academică. De aceea el a văzut înălțimea cugetării patristice dincolo de argumentele tomiste despre existența lui Dumnezeu sau de reflecția morală a lui Kant, cel care a privatizat, până la urmă, religia. Toți cei care au descoperit bogățiile spirituale ale Evangheliei au înțeles că Iisus nu s-a născut doar pentru a confirma categoriile filozofice ale antichității, doar pentru a eventual face o chemare către echilibru și cumpătare într-un registru stoic. Nu, e mai mult decât atât. În cuvintele lui Soloviov, etica este igiena, dar nu și terapia vieții spirituale. Întâlnirea cu scrierile părinților filocalici l-a încurajat pe Dumitru Stăniloae să se deschide deci față de religiozitatea populară. Cine nu se lasă cucerit de căldura inimii, de simplitatea limbajului, de claritatea noetică și de pacea sufletească a marilor rugători? Întrucât vederea celor dedicați științelor profane, cum ar fi logica, matematica sau fizica, e limitată și nu conduce automat la cunoașterea personală a lui Dumnezeu, părintele Stăniloae a preferat să laude capacitatea țăranului, a țăranului este european, a țăranului român, lipsit de o educație formală, de a trăi această prietenie intimă cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Părintele a cercetat mereu la mare adâncime, rădăcina orientală a creștinismului apostolic, ca și Vladimir Losky, gânditor briliant refugiat în sânul diasporei rusești din Paris, teologul sibian a fost puternic marcat de un afect antiroman. Într-un articol publicat în 1930, el a acuzat tradiția romano-catolică de scolasticism, de raționalism și deci de o preocupare explicită și exclusivă pentru chestiunile sociale. Riscul acestei teologii este mutarea accentului de pe viziunea cristică a transfigurării naturii umane către o abordare aproape politică, către o negociere și adaptare la duhul lumii. Părintele Stăniloae a fost totodată prietenul specificului cultural al diferitelor regiuni pe care Ortodoxia l-a fecundat, respectând identitatea locală. Mergem mai departe și vorbim despre poziția părintelui Stăniloae, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe, devenită autocefală în 1925, a insistat să spună contemporanilor săi un adevăr inconfortabil, anume că originile creștinismului nu se găsesc nici la Paris, nici la Londra, nici la Philadelphia, ci, da, la Ierusalim. Acolo, Iisus, cel răstignit și înviat, a vorbit tuturor oamenilor, nu doar unor figuri răsărite, nu doar unor minți luminate sau educate, ci tuturor. Și acest lucru este, până la urmă, cel mai important aspect democratic, de altfel, al creștinismului universal. Efortul de occidentalizare în România interbelică păcătuia față de omul simplu prin această disprețuire a tezaurului folcloric pe care, până la urmă, Bela Bartok sau George Enescu l-au explorat cu multă inteligență artistică. Evident, creștinismul nu se confundă cu o listă de superstiții. Nu putem să reducem creștinismul nici la simpla și duioasa receptivitate a țăranului față de tradițiile ancestrale, chiar cele precreștine. Există însă elemente de care trebuie să ținem cont. Colindele sunt cel mai viu exemplu de prezență a Duhului lui Dumnezeu în cultura populară. Haideți să citim împreună o singură colindă. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați, mititel în fășețel, în scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Există deci o duioșie aparte, pe care țăranii, dăruiți Horitului, o exprimă la sărbătoarea nașterii Domnului. Aici vedem creștinismul cosmic al lui Mircea Eliade. Aici vedem întâlnirea personală, vie, nemijlocită, cu pruncul Iisus. Colindele, deci, între celelalte creații literare, fac prezent cerul pe pământ. Pentru toți oamenii, întâlnirile depline au tâlcuri ascunse. Întâlnim pe stradă astăzi ochi stinși sau priviri abulice, priviri rătăcite sau debusolate. Există personaje întunecate cu o căutătură vorace, tulbure, carnasieră. Se găsesc pretutindeni indivizi cu o mină concupiscentă. Fața lui Iisus însă este altfel. Este o față luminată.
Caracterul iconic al prezenței lui Dumnezeu printre muritorii de rând ne aduce aminte de drumul celui înviat, străinul, către Emaus. Jean-Luc Marion observa că a iubi înseamnă să resimți încrucișarea privirilor. Ori pentru marii contemplativi ai creștinismului, Iisus este cine? Cel care posedă un chip pe care nu-l poți uita. E deci vorba aici despre o prezență iconică. Hristos transmite, reflectă strălucirea Tatălui nevăzut, a celui neprihănit. Și în Hristos inima n-a fost atinsă de păcat. În schimb, fața celor care l-au persecutat, fața celor care l-au hăituit, fața celor care l-au batjocorit, fața celor care l-au mutilat, fața celor care l-au răstignit, nu este altceva decât, da, imaginea iadului. Aceasta este povestea pe care trebuie să o spunem atunci când vorbim despre transfigurare. Și Părintele Stăniloae a fost în primul rând preocupat de această experiență. Se uita, deci, la țăranii credincioși care mergeau la sâmbăta de sus. Se uita, deci, la monahii îmbunătățiți care mergeau noaptea la slujbă și la priveghere, în căutarea despătimirii și a însoțirii cu mirele ceresc. Mintea celui îndrăgostit de Dumnezeu nu reclamă o neutralitate de tip epistemologic. El nu are un statut. Rugătorul nu vrea să fie un observator astronomic. Omul care se dăruiește lui Hristos nu are nici atitudinea seducătorului care își devorează victima. Călugării, în mod special, călugării îmbunătățiți, atoniții, în mod particular, sunt ferestre către cer. Într-o lume îngrozită de spectacolul deznădejdii, într-o lume a violenței și a războiului, într-o lume a neputinței și a mizeriei morale, monahii devin martori nemincinoși ai luminii taborice. Privind spre Iisus, contemplativii evită atât asprimea fariseilor, cât și delectările vinovate ale omului trupesc. Ochii de pe care au căzut solzii necredinței pot să alunge amăgirea idolilor. Când măștile sociale dispar, icoana lui Hristos mijlocește întâlnirea cu Tatăl, descoperindu-i slava nepieritoare. Prin rugăciunea neîncetată, monahii caută să coboare cuvintele lui Hristos din minte în inimă. Și această operă, care este și o operă de restaurare a Duhului lui Dumnezeu, sfârșește prin reîntregirea persoanei umane. Este ceea ce au căutat să obțină, ca experiență, prietenii Părintelui Stăniloae din gruparea Rugul Aprins, de aici, de la Mănăstirea Antim. Aici filmăm, în locul unde, acum mulți ani, se strângeau prietenii Părintelui Stăniloae, inclusiv Părintele Sofian Boghiu, pentru a cerceta taina persoanei și pentru a descoperi, repet, lumina taborică. Dacă Occidentul a fost fascinat de universalitate în sensul filozofic, în sensul geografic, în sensul extensiei teritoriale și politice, răsăritul ortodox n-a dorit să cucerească lumea prin proceduri militare, ci a făcut-o de la om la om, într-un mod organic, nu mecanic, prin mărturia vie a celor care l-au cunoscut pe Dumnezeu, fie ei negustori, pescari, tâmplari sau făcători de corturi. E adevărat, au fost și intelectuali care l-au descoperit pe Dumnezeu, oameni precum Cabasila sau oameni precum Părintele Stăniloae însuși. Dar așa cum lumina pascală se răspândește în noaptea învierii de la om la om, credința adevărată trebuie transmisă direct prin exemplul personal dintr-o familie către comunitate, de la ucenic la ucenic, și această transmitere este esența tradiției Duhului Sfânt. Datorăm, deci, Părintelui Stăniloae această insistență asupra dimensiunii personale a credinței, din convingerea că experiența personală a Duhului are o bază largă, democratică, negată de filozofia antichității, care erau mai ales atrași de jocurile mentale. Părintele Stăniloae a arătat că oricărui om, indiferent de condiția sa socială, îi este dată transfigurarea lăuntrică prin harul și lumina lui Hristos. Creștinismul a cucerit inimile oamenilor din toate sferele sociale, săraci și bogați, oameni instruiți și țărani simpli. Iată ce a făcut creștinismul. A răsturnat principiul turnului Babel, prin cincizecimea care a făcut, până la urmă, ca biserica să se nască. În acest context, Părintele Stăniloae este un apărător al universalității. Însă au existat și
alte abateri de care trebuie să ținem cont. Da, înainte de venirea la putere a lui Antonescu în România interbelică, părintele Dumitru Stăniloae a scris și texte marcate de ambiguitate. Un critic recent a scos la iveală texte din Telegraful Român, publicația Mitropoliei Ardealului, care în mod clar demonstrează o vădită prejudecată a lui Dumitru Stăniloae față de evrei, care erau atunci persecutați. În 24 august 1941, teologul, de altfel matur, de la Sibiu, comenta astfel, citez, intrarea României în război. Vă rog să fim atenți. Citez. Înainte de orice expansiune în afară, trebuie să dislocăm minoritățile din cuprinsul hotarelor actuale. Am încheiat citatul. Un citat foarte complicat, un enunț greu de acceptat astăzi, mai ales după experiența Holocaustului. În paralel cu această activitate gazetărească, care este evident o activitate irelevantă din perspectiva teologică, dar tulburătoare, pentru că, repet, ea reține multe impulsuri antisemite, găsim și o foarte interesantă abordare în cartea Iisus Hristos și restaurarea omului a Vechiului Testament. Cartea face foarte puține referiri la evreitatea personajului istoric Iisus. Este ca și când Iisus nu s-a născut într-o cultură marcată de memoria lui Avraam, Isaac și Iacov. Și totuși, cristologia lui, care este ortodoxă și care e bazată pe o analiză și o exegeză a cristologiei calcedoniene, în lumina mărturiei Sfântului Maxim, Mărturisitorul, această, repet, doctrină a părintelui Stăniloae reușește să evite o aprofundare a revelației biblice în textele veterotestamentare. Autorul însă dialoghează și o face foarte bine cu alți gânditori occidentali, de tip cosmopolit, precum Martin Buber sau Nicolai Hartmann sau chiar și Maurice Blondel. Trebuie să recunoaștem, deci, că în proza teologică a părintelui Stăniloae există o deschidere, există referințe la marea școală, nu doar cea filozofică, ci și cea teologică rusească. Există referințe prestigioase la autori precum Antonie Hrapovitsky sau Sergei Bulgakov. După o analiză a actului credinței, care este făcută din perspectivă fenomenologică, părintele Stăniloae vorbește despre medierea istorică a revelației biblice și despre natura teandrică a unei cunoașteri de ordin spiritual. Sfintele Scripturi vorbesc despre prezența lui Dumnezeu într-o istorie particulară, și anume istoria poporului Israel. Confruntat cu această evidență, părintele Stăniloae susține opinia controversată în opinia noastră că profeții Vechiului Testament, citez acum, mărturisesc despre un Dumnezeu care rămâne la distanță. E greu de spus acest lucru dacă stai și te gândești la viziunea lui Isaia. Ceea ce ar sugera că între Vechiul Testament și Noul Testament există o tensiune aproape marcionită. Cheia restaurării omului rămâne pentru părintele Stăniloae iubirea. Fără dragoste, orice muritor gustă amarul tristeții și al nefericirii. Iubirea, spune părintele Stăniloae, ne smulge din egocentrism, ne sporește în chip paradoxal libertatea. De ce anume iubirea sporește libertatea? Pentru că numai prin asumarea celuilalt tu poți cu adevărat să crești. Dragostea deschide lacătul inimii și descoperă o sumedenie de posibilități ascunse ale personalității. În acest sens, tu descoperi libertatea. Te eliberezi iubind, ceva din tine se activează. Iubind, o latență se manifestă dincolo de potențial, într-o actualitate care este vibrantă și plină de consecințe. De aceea iubirea te eliberează, ca și adevărul. Destinația fundamentală a omului trebuie să fie dragostea, spunea părintele Stăniloae. Iubirea mai înseamnă libertate pentru că ea te scoate din imperiul necesității. Tatăl nu simte că trebuie să-și iubească fiul. El își iubește fiul dintr-o supraabundență, luminoasă, suprafințială, care nu are nici măcar început. În sens teologic, aceasta este iubirea adevărată. De asemenea, iubirea înseamnă libertate pentru că ea e dincolo de necesitate, în sens metafizic, Dumnezeu fiind deasupra oricăror categorii filozofice. Dumnezeu este deasupra, repet, unui musai. În Dumnezeu nu există trebuie. De asemenea, trebuie să mai adăugăm un lucru. Iubirea mai înseamnă depășirea unei disperări fără rost și fără leac
care ține de experiența omului modern. Iată de ce un teolog al României Mari a căutat să țeasă aceste gânduri pentru semenii săi, în plin război, când Europa era desfigurată de două totalitarisme, nazismul și comunismul. Atunci, părintele Stăniloae, și poate nu e întâmplător, s-a angajat la acest proiect monumental pe care l-a susținut și Arsenie Boca, de traducere a Filocaliei. Primul volum a apărut în 1946, iar ultimul, Dumnezeu i-a dat atâția ani, a apărut în 1991. Este vorba despre o compilație de texte, despre rugăciune, asceză și meditație, care a fost editată în 12 volume, spre o deosebire de cele 5 pe care le găsim în ediția originală publicată la Veneția în 1782 de Sfântul Nicodim Aghioritul și de Sfântul Macarie al Corintului. Ce este Filocalia? Este practic o culegere de texte care descriu fenomenologia practicii credinței. Tot ceea ce înseamnă exigența discernământului spiritual, sfaturile privind rugăciunea, lectura biblică, postul, asceza, dieta, viața comunitară și chiar experiența liturgică, toate aceste lucruri sunt de găsit în textele filocalice, care introduc chiar și oamenii foarte educați în tot ceea ce înseamnă căutarea patriei cerești. Prin Filocalie, părintele Stăniloae a regăsit, dincolo de etnocentrismul inevitabil al perioadei interbelice, universalitatea creștină, cea care afirmă transcendența unului divin asupra tuturor formelor degradate de multiplu, nu? Un multiplu al creației corupte, pervertită chiar de atâtea forțe centrifuge care ne fac să-L uităm pe Dumnezeu. În perioada în care comunismul și nazismul se făceau responsabile pentru o istorie teribilă a discriminării rasiale și a urii de clasă, părintele Stăniloae a reafirmat importanța contemplației și a regăsirii cu Dumnezeu. Experiența demonică a dezbinării își găsea antidotul în principiul întrupării al cuvântului viu și lucrător. Până la urmă, Hristos este cel care a împăcat cerul cu pământul, divinul cu umanul, masculinul și femininul, lumile văzute și sferele nevăzute. Hristos a făcut ceea ce nicio ideologie n-a reușit, anume integrarea tuturor acestor distincții într-o dimensiune transcendentală. Considerată chiar și de părintele Stăniloae drept cea mai mare realizare a carierei sale, traducerea românească a Filocaliei a avut și încă mai are un impact semnificativ asupra vieții spirituale a credincioșilor de rând. Într-o scrisoare din 22 iunie 1985, Emil Cioran afirma următoarele lucruri. V-am spus la Paris, însă țin să repet, că Filocalia este un monument capital în istoria limbii noastre. În același timp, ce lecție de profunzime pentru neam nefericit și ușurelnic. Din toate punctele de vedere, spunea Cioran, o astfel de operă e chemată să joace un rol considerabil. Sunt mândru, nespus de mândru, adăuga Emil Cioran, că vă cunosc de mai mult de o jumătate de veac. Cioran a fost de altfel și fiul unui preot din Rășinari pe care părintele Stăniloae l-a cunoscut personal. Există opere literare care rezistă uraganelor ideologice sau furtunilor politice și această operă este, din nou spun, Filocalia. Este o operă pe care au anticipat-o cei din gruparea Rugul Aprins, care s-au strâns în 1942 în jurul lui Ioan Culâghin, monah venit din Rusia, pentru a descoperi rugăciunea lui Isus. Au făcut parte din acest grup părintele Benedict Ghiuș, poetul Sandu Tudor, care a devenit mai târziu un ieromonah, părintele Daniil. Au făcut parte din acest grup și doctorul Vasile Voiculescu, Ion Marin Sadoveanu, iconarul Sofian Boghiu sau filozoful Andrei Scrima. Toți au avut fir delicate și mulți dintre ei au sfârșit, să nu-l uităm aici pe părintele Roman Braga, în închisoare. De ce? Pentru că au avut îndrăzneala de a citi texte pe care mai târziu le-a și tradus în românește, cum spuneam, părintele Stăniloae. Trebuie să adăugăm faptul că nici părintele Stăniloae n-a scăpat teafăr după ce regimul sovietic s-a instalat la București. În tinerețe, el a numit bolșevismul o fiară fără nume. În 1947,
el a fost obligat să părăsească Academia Teologică din Sibiu pentru a se muta la București într-un regim de marginalizare. Abia după 10 ani, în 1958, părintelui Stăniloae a fost permis să redacteze un manual de teologie dogmatică în cooperare cu alți colegi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Ultimii veterani ai cercului Rugul Aprins, și spun povestea asta în cartea Visul României Mari, au fost arestați în noaptea de 13 iunie 1958. Părintele a fost percheziționat la domiciliu câteva luni mai târziu, în data de 4 septembrie 1958, fiind dus la închisoarea din strada Uranus, București. În data de 8 noiembrie, culmea de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu acuzația de propagandă obscurantistă în slujba vechiului regim. Dragi prieteni, această poveste merită știută și, cum spuneam, o puteți descoperi și în alte cărți. Abia în 15 ianuarie 1963 i s-a permis părintelui Stăniloae să se încadreze din nou ca profesor. Repet, un geniu al României interbelice, care a fost ținut pe tușă atâtea decenii. Stăniloae a petrecut cea mai mare parte a detenției în închisoarea de la Iud, acolo unde a putut să dobândească practica rugăciunii neîncetate, recomandată de isihaști. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Acel moment al redescoperirii rugăciunii a fost o încercare reușită de transcendere a veacului întunecat. Acolo, în frigul temniței, patosul naționalist al tinereții părintelui Stăniloae s-a transformat, s-a convertit într-o energie spirituală care a fost dezlipită cu totul de orice atașament material, politic sau ideologic. Rugăciunea și-a demonstrat eficacitatea. La eliberarea din închisoare, regimul comunist i-a cerut părintelui Stăniloae să redacteze câteva articole apreciative la adresa noului regim, ceea ce s-a și întâmplat. Relele tratamente însă au continuat până în 1969, când Departamentul pentru Religie al Guvernului și-a propus să ofere o imagine mai bună a României în Occident și a permis astfel deplasarea părintelui Dumitru Stăniloae atât la Oxford, unde s-a întâlnit cu comunitatea Sisters for the Love of God, cât și la Paris. I-a întâlnit peste hotare pe cei care aveau să facă istorie mai târziu, pe tânărul clasicist Callistus Ware și pe părintele de astăzi, atunci un simplu student, Andrew Louth. Când s-a întors acasă, părintele Stăniloae a reluat traducerile pentru a doua serie a Filocaliei și a primit mângâieri specifice mediului academic când s-a deplasat la Universitatea de Stat din Tesalonic pentru a lua titlul de doctor honoris causa. Această deschidere internațională nu l-a împiedicat însă pe părintele Stăniloae să critique mai departe catolicismul. Dacă nu l-a supărat prea mult unirea din 1948 între Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă, după ce a ieșit din detenție, părintele Dumitru Stăniloae ar fi putut să omagieze, și din păcate nu a făcut-o, suferința teribilă a multor episcop martiri ai Bisericii Greco-Catolice, care în această perioadă urmează să fie și canonizați de Papa Francisc. E clar că părintele Stăniloae a rămas fidel sub raport ecleziologic angajamentelor sale din tinerețe, studiului lui Grigorie Palama și unui afect, repet, antiroman. Uniații pentru el au fost cei care au dezbinat poporul român, nu neapărat cei care au contribuit prin școala de la Blaj la un reviriment al conștiinței libertății. Avântul polemic al părintelui s-a întețit în 1973, când a scos o colecție de eseuri intitulată Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român. Titlul, destul de belicos, convenea atunci autorităților care erau îngrijorate de activitățile Vaticanului în spațiul sovietic. Popoarele est-europene, însă trebuie să recunoaștem, s-au eliberat tocmai prin contribuția unui om precum Papa Ioan Paul al II-lea, care a avut și o prietenie strânsă cu Margaret Thatcher și Ronald Reagan. Vorbind despre dezbinarea poporului român, părintele Stăniloae a omis să ne vorbească despre școala ardeleană și despre ce a însemnat emanciparea ardelenilor de sub dominația Imperiului Habsburgic, după cum nu ne-a vorbit nici despre disprețul cercurilor ecleziastice sârbești de la Karlovitz la adresa românilor de rând. Din punctul de vedere al părintelui Stăniloae, ruptura confesională produsă în anul 1700 a condus la dezbinarea
poporului și această dramă s-a văzut în viața unor mărturisitori, precum Ilie Piorest, Sava Brancovici sau Simeon Ștefan, mărturisitori ai Ortodoxiei în secolul XVIII. Dacă papalitatea a fost preocupată de control, spunea părintele, Ortodoxia a celebrat libertatea persoanei și mai ales a integrat coloritul bisericilor locale în dimensiunea universalității. Într-un fel, părintele Stăniloae reia critica lui Dostoevski la adresa catolicismului și afirmă că în spațiul ortodox prioritar este nu aspectul lumesc sau social, ci adevărul divin al Evangheliei lui Iisus Hristos. Dacă suntem însă onești, trebuie într-un moment de sinceritate să recunoaștem că unitatea corpului eclezial al Ortodoxiei este astăzi amenințată de orgoliul entităților segregate sub raport etnic, cultural sau lingvistic. Există tensiuni de tip filetist, naționalist, care încă periclitează această unitate a bisericii. Plinătatea trupului lui Hristos nu este deplin revelată atunci când aceste forme de diviziune a limbilor și nu numai ne amenință. Dincolo de toate aceste discuții, rămâne faptul că părintele Stăniloae a slujit un public educat printr-o impresionantă operă teologică care include, sigur, trilogia dogmatică, dar și, repet, comentariile fabuloase la marii părinți ai bisericii răsăritene, de la Sfântul Atanasie cel Mare, Chiril al Alexandriei, Sfântul Ioan Scăraru și până la Maxim Mărturisitorul, până la cuviosul Isaac Sirul sau Simeon Noul Teolog. Opera teologică a părintelui Stăniloae a ajuns la oamenii simpli prin traducerea omiletică sau pastorală a unor monahi îmbunătățiți precum Ilie Cleopa. Părintele Cleopa a circulat ideile părintelui Stăniloae față de toți pelerinii care veneau la Sihăstria. De asemenea, rămâne pentru noi semnificativă toată această contribuție exegetică care a fost receptată de autori occidentali precum John Meyendorf sau Andrew Louth. Încă ceva, foarte mulți artiști, pictori precum Sorin Dumitrescu, poeți precum Daniel Turcea, oameni de știință precum Horia Roman Patapievici, au vorbit despre felul în care părintele Stăniloae le-a marcat viața. Să nu uităm și de mărturia filozofului Andrei Pleșu, care spunea, citez: Părintele Stăniloae a fost un teolog fără exclusivisme și fără concesii. A fost toată viața și mai ales în ultimele decenii o punte extraordinară între lumi. În jurul lui existau foarte mulți laici, oameni care simțeau nevoia să-l viziteze, care simțeau nevoia să-i audă sfatul. Eu însumi, spune Andrei Pleșu, s-a întâmplat să-l frecventez puțin, prin intermediul câtorva artiști și prin prezența lui iradiantă, cu discreție, el ne-a ajutat pe toți să traversăm vremurile prin care treceam. Am rezistat în anii grei ai dictaturii comuniste, printre altele citind Filocalia. Încheiat citatul. Părintele Stăniloae a trăit într-o vreme în care propaganda comunistă nu permitea nicio referință la Biblie sau la Marele Canon Patristic în școlile atât gimnaziale cât și cele liceale. Sub această dictatură, o dictatură personală a Nicolae Ceaușescu, s-au făcut atâtea compromisuri încât părintele Stăniloae rămâne printre cei care a reprezentat vocea rațiunii și vocea demnității. Sigur că nu trebuie să-l uităm nici pe preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a arătat că există resurse în spațiul românesc de verticalitate și care a demonstrat că obediența nu este sinonimă cu smerenia. Fostul deținut politic de la închisoarea Pitești, încă o dată spun, părintele Calciu Dumitreasa, a denunțat în 1977 toate actele de barbarie spirituală, de cenzură și inginerie socială ale regimului comunist. După 1989, România a avut șansa să evalueze această perioadă de ateism tiranic și lucrul acesta s-a întâmplat, într-o anumită măsură, și prin contribuția părintelui Stăniloae, care a fost prezent, să nu uităm, la balconul Universității București în contextul protestelor din 1990-1991 împotriva regimului Iliescu. După căderea comunismului, duhovnici importanți, formați în perioada interbelică, să nu-l uităm aici pe părintele Constantin Galeriu, marele
profesor de omiletică, să nu uităm aici pe Arsenie Papacioc, cel care a murit la Techirghiol în 2011, sau pe părintele Teofil Păreanu. Acești duhovnici au produs și sub înrăurirea scrierilor părintelui Stăniloae o remarcabilă trezire spirituală a poporului român. Tată afectuos, dascăl exigent, preot rugător și prieten jovial, părintele Dumitru Stăniloae a participat după 89 la un revival religios, socotind că pentru bunăstarea poporului român e mai importantă trezirea spirituală decât orice alt efort de amenajare instituțională a țării noastre într-o cheie liberal-democratică. Creștinii, ajutați de instinctele, cu ghilimelele de rigoare, instinctele lor spirituale, sunt chemați să dospească prin trupul bisericii un aluat imperfect al mediului social. În 4 octombrie 1993, părintele Dumitru Stăniloae a trecut în veșnicie, lăsând în urma sa o imensă moștenire teologică. Erorile politice, oricare ar fi fost acestea, cele din tinerețe în principal, nu anulează absolut deloc avertismentele profetice pe care acest mare teolog ortodox le-a transmis lumii întregi cu privire la criza spirituală a Occidentului. Dumitru Stăniloae a fost un produs de excepție al României Mari. Deși a văzut ororile comunismului și fața hâdă a fascismului european, el a rămas sceptic față de triumful ordinii capitaliste. În Polonia, creștinii catolici au vorbit mai mult, poate, despre demnitatea persoanei și despre drepturile omului care au fost abuzate de puterea comunistă. Da, așa este. În Polonia, sindicatul Liber Solidaritatea a creat un fenomen amplu de rezistență civică antitotalitară care n-a existat la noi. În România, e adevărat, mulți ortodoxi au refuzat să se confrunte direct, deschis, cu regimul politic comunist. Și au idealizat în acest fel un soi de pasivitate aproape mioritică, pe care au corelat-o cu prezența, nu-i așa, în spațiul rural a țăranului care își vede viața ca fiind dincolo de teroarea istoriei. Declarând că ortodoxia reprezintă viitorul omenirii, părintele Stăniloae a lăudat spiritualitatea acestui popor, poporul român, fără să evalueze neapărat impactul traumatic al dictaturii asupra moravurilor națiunii. Trebuie să recunoaștem că vatra sătească pe care părintele o idealiza nu mai există astăzi, cel puțin nu mai există în același fel. Trăim vremuri în care globalismul produce mutații absolut radicale. Trăim într-o lume în care economia post-industrială, bazată pe servicii, face ca vechea exploatare agricolă a pământului să nu mai aibă același impact social. Sunt salturi uriașe care s-au petrecut în ultimii 30 de ani în mediul tehnologic. Să nu uităm că totul se întâmplă astăzi într-o economie digitală. Astăzi e greu, deci, să mai faci elogiul satului care era pentru părintele Stăniloae, de fapt, o duioasă utopie. După 89, tot mai puțin oameni au răspuns chemării pământului, tot mai puțin oameni trăiesc la țară, pustite de tristețe, ori de infertilitate. Satele românești și-au pierdut treptat autonomia, cel puțin autonomia economică. Politicile post-decembriste au descurajat munca, au spulberat mândria locală a gospodarului, au eliminat entuziasmul și inițiativa care exista în perioada interbelică. România atunci era grânarul Europei. Infrastructura, de asemenea, s-a degradat și lucrul acesta ne-a lipsit de mari oportunități. Tinerii de la țară au plecat unde? În Spania, în Italia și în alte țări, Germania sau Marea Britanie, în căutarea unui loc de muncă. Hai să ne uităm la Oltenia patriarhală. Astăzi te duci prin câmpia română și ce observi? Peisaje obosite, drumuri sparte, case învechite. Împuținată demografic, obștea satului, repet, idealizat de părintele Stăniloae, s-a conectat prin satelit la flecăreala emisiunilor de divertisment. Cimitirele au rămas adesea neîngrijite. O cruce din turla unei biserici voievodale zace într-o rână, ca și troița din Răscruci. Publicațiile tabloidale stimulează astăzi imaginația unor țărâncuțe glossy, cu unghii false și implanturi de colagen. S-a dus, deci, pe apa sâmbetei, înțelepciunea vieții bătrânești, ascuns odinioară în zicători sau cimilituri. Stoicismul vieții agrare sau frumusețea lumii pastorale sunt parcă, astăzi, pagini dintr-un trecut imemorial. Nu știm unde va merge România profundă, dar astăzi creștinismul, în țara în care m-am născut și eu, pare să fie cel mult o religie civilă. Nu e nici măcar
o credință asumată de majoritate. S-a văzut și la referendum. E greu să accepți că amestecul de magie, folclor și superstiție poate să reprezinte întreg adevărul Evangheliei. Politicienii, pe aici, pe acolo, caută în continuare să-și mai aducă voturi prin ajutoarele sociale și prin tot soiul de stimulente pe care le oferă unor autorități ecleziastice. În orice caz, orășenii care se îngrămădesc în blocuri visează la produse bio, la legume gustoase, care însă sunt produse, evident, în afara țării. Avem foarte puține locuri astăzi în România care sunt marcate de un veritabil etos conservator, precum etosul în care ardeleanul Dumitru Stăniloae a crescut în anii 1915-1920-1923. Cu câteva frumoase excepții, poate, din Bucovina, din Maramureș sau din Banat, satul românesc și-a pierdut candoarea. Da, mai sunt așezări unde cocoșii cântă matinal. Da, mai sunt locuri unde clopotele vestesc marile sărbători. Da, mai sunt biserici unde se fac slujbe de toată noaptea, mai ales în contextul pascal. Însă visul României mari trebuie să renască și pentru asta trebuie să privim nu doar către trecut, ci mai ales spre viitor. Da, trecutul ne ajută să știm că au existat pe acest pământ românesc oameni curajoși care s-au opus dictaturii și care, prin rostirea adevărului, au făcut ca aerul din mlaștina disperării să fie cât de cât respirabil. Da, trecutul ne ajută să știm că au existat bărbați și femei care au ales bunăstarea sufletească în locul conformismului social. Dincolo însă de aceste modele de verticalitate morală, avem nevoie de oameni care pot să imagineze un viitor aici, acasă, în țara noastră, un viitor care să poată aduce la oaltă atât înțelepciunea tradiției răsăritene, cât și modernitatea occidentală. În această sinteză fericită, în această simbioză între diferitele tradiții, pot vedea și eu o șansă pentru românii de pretutindeni. Acest video este gratuit numai prin generozitatea dumneavoastră. Fă acum o donație recurentă la adresa patreon.com/neamțu sau comandă ultima carte a autorului de pe site-ul povaralibertății.ro pentru o Românie deșteaptă. Vă mulțumim!